În vlogul de astăzi încercăm meniul de Crăciun al penitenciarilor din România. Poate vă așteptați ca ei să mănânce pâine cu ceai, dar de fapt este un adevărat festin și eu am rămas uimit, așa că stați până la final să vedeți că mănâncă mai bine decât noi. Vizionare plăcută! Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou vlog, chiar așa după Crăciun. Este un vlog cu tematică de Crăciun, ca să zic așa, dar e un pic emoționant, mai tragic, așa, nu vreau să vă fac să plângeți acum, dar deci nu știu cum mi-a venit mie ideea, mă gândeam eu, bă, ce mănâncă deținuții în penitenciara de Crăciun, nu mă întrebați unde e ideea asta, și mi s-a părut foarte interesant că am și găsit ce mănâncă în România deținuții de Crăciun și nu așa după ureche am făcut eu meniu. Am găsit meniul care este și confirmat de ANP, care nu știu ce înseamnă, probabil la Asociația Națională a Penitenciarilor, nu știu, de acolo cred că vine abrevierea. Asta fiind zis, hai să mâncăm, că nu mai pot, este 11 noaptea, n-am mâncat de la 12 dimineața. Pregătit vlogul ăsta toată ziua. Bebe știe că am fost la sală și mi-a fost rău și vreau să mănânc tot. Prânz, mic dejun și cină. În ordinea normală, nu cum am zis eu. Înainte să începe vlogul, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, pentru că am împlinit și eu 3 ani de YouTube ieri pe 26. Mulțumesc. Și beri și un cadou de ăsta, un subscribe. Suntem aici cu iubita mea, dați-i și ei un follow pe Instagram. Și hai să începem clipul, că nu mai pot de foame. Bun, și acesta este micul dejun la 11 seara. Sursa noastră spune că deținuții primesc ceai, pâine, brânză, ceapă uscată, pate de porc sau de pasăre, am ales de porc, normal că e Crăciunul, și tobă în funcție de convingerile religioase, pentru că unii poate sunt musulmani și nu mănâncă porc, deci în funcție de preferințe și de religii. Deci v-am pus pe ecran cum arată acest platou, este demențial. Deci asta este ce mănâncă deținuții în dimineața de Crăciun și hai să gustăm. Doamne, deci mor de foame, nu mai știu ce să iau. Pe asta mâncăm și noi, nu doar deținuții. Exact în combinația asta, e cum e combinația. Cu muștar nu o să încerc. Ceapă n-ai mâncat de Crăciun, pateu. Deci tot ce aici ai cumpărat, următoarele preparate, prânzul și cina sunt făcute de mama, vă zic eu ce a făcut mama și nu. Doamne, cum e toba asta de la Mega. Foarte bun. Doamne. Întrebarea mea este la ce v-ați fi așteptat voi să mănânce deținuții în ziua de Crăciun sau dacă măcar ar avea un tratament mai special sau pur și simplu mănâncă ce mănâncă de obicei. Doamne. Da, doar în ziua de Crăciun. Da, e meniu de Crăciun, cred că le dă tobă în fiecare păi zi. Și în fiecare zi ce mănâncă. Ăsta a fost scopul meu prima oară, să fac ce mănâncă zilnic. Dar am găsit asta de Crăciun și mi s-a părut foarte interesant. Avem și ciuțul aici. Da, nu mai știu ce să încep. Mai mănânc și tobă de asta că e bombă, ziceți voi da, dacă trebuie vă place. Să ne păstrăm. Mai bă, bune. Bă, n-am mâncat nimic azi. Nici. Băgăm ceapa sau nu? Ne pupăm sau da, dar mergi cu ceapă. De ce am băgat-o muștar? Nu. Bă, cam bine, rău de tot. Foarte bine. Adică măcar în ziua de Crăciun sunt tratați foarte, foarte bine. Nu suntem aici să judecăm pe nimeni. Gândiți-vă că puteți fi în pușcărie, Doamne ferește, începând de la un furt de ceva de mâncare că se era foame, până la de-astea grave, crimă, vior și așa mai departe. Adică nu poți să judeci toți oamenii care au ajuns în pușcărie. Sau poate sunt pe nedrept, nu? Asta e cea mai gravă situație, să fii pe nedrept, e groaznic. Mi-apar pe TikTok chestii din alea. Nu știu cine a ieșit din pușcărie după 20 de ani în care a fost nevinovat. Să ai seama. Scrieți pe YouTube, scrieți pe YouTube. Când spui pușcărie, eu mă gândesc direct la Jeffrey Dahmer. De ce? Nu ești la ce mă gândesc, la Prison Break. Da. Bă, și am zis, azi am fost să cumpăr costumul ăsta. Oricum în România nu cred că există uniforme pentru deținuți, dar am vrut să-l cumpăr, să arătăm bine. Dacă tot l-am cumpărat, am zis, bă, poate fac într-o zi ceva super complex, să găsesc un loc unde să fac ca și cum un Prison Break, să evadez din închisoare. Dar trebuie să-l gândesc, lăsați-mă, nu puneți presiune pe mine că o trebuie gândit. Bebe, trebuie să mergem și la escape room, Prison Break. Da, da, da. Am fost și noi la un escape room o dată și ne-a plăcut. Am ieșit în timp bun. La Harry Potter trebuie la să Harry Potter. Dăm drumul la pateu? Uh-huh. Și pâinea asta o împărțim, da? Uh-huh. Așa, am împărțit-o în două. Oare frumos. Oare așa fac și deținuți? Împart pâinea? Nu știu eu. Ce-mi imaginez eu în capul meu că sunt... Unii sunt buli, așa, mai smardoși și ia mâncare altora, gen. Da, da, da. Cam filme, știi? Așa mi imaginez. Probabil nu e, că așa în România... Cred și că... dintre noi care? Eu cine sunt ia bully. Mâncarea cui? Eu cred că eu ți-o iau. Eu îmi fac sandwich-uri ca de obicei, știți că aoleu, îmi fac sandwich-uri din orice. Sunt efectiv scârboase, bebe. Bebe, dar eu zic să mai mănânc sandwich-ul ăsta să trecem la prânz. Uh-huh. Că nu putem să mâncăm tot. Adică eu pot.
Băi, genial, micul dejunul, îți place? Da. Băi, deci mâncarea românească nu există, frate, atât de simplu și atât de cât de bun la gust. Și eu am zis mereu cu mâncarea românească. Deci chestia asta este peste chestia pe TikTok cu justiția și-a făcut prezența cu cele de burger și dar asta e peste orice există posibil și cred că și deținuții pot să confirme. Bun, trecem acum la prânz, vi-l las aici pe ecran în detaliu cu ce se întâmplă aici și avem așa sarmale, pâine, ciorbă de porc sau de pui sau de ce vrea de ținut tu, dacă e musulman nu mănâncă de porc, noi avem de porc și cozonac, fraților, că nu există Crăciun fără cozonac. Din nou, un tratament foarte ok. Ce ne facem că avem doar o lingură, mâncăm nu, așa? Nu, eu nu mănânc ciorbă de perișoare, bebe. Sau nu e de perișoare? De porc. Vrei să guști? Nu. Am mâncăm cu aceeași de cum? Ca de ținuții? Nu, cum, ca noi, că noi facem așa. Da. Noi mereu mâncăm cu aceleași tacâm, mâncăm din aceeași farfurie, da. Bem din același pahar. Vreau să mănânc sarmale. Asta e făcut de mama. Hai că mai au gură și gata. Deci asta ar fi felul întâi pentru deținut, ciorba de porc. Aici ai ce trebuie. Aici, fraților, ce așteaptă toată lumea, oricum au nebunit sarmalele astea, am mâncat 3 zile la rând. Asta vreau eu să zic, oricum ne-au rupt sarmalele astea. Pline ochi de și normal că ceva ce nu scrie acolo, iaurt. Că nimeni bebe cu iaurt. Ziceți voi în comentarii dacă mâncați cu iaurt. Sarmalele se mănâncă cu smântână. Ah, și un pahar de apă minerală. N-avem. Pe care nu-l avem. Bă, jur că am luat... M-am chinuit toată ziua, ceva efectiv perfect ca acolo să simțim exact ce simțeau ei când mâncau. Combinația pe care le-au făcut-o, cei de apentenciar. Eu îmi permit să pun ceva extra pentru că n-am văzut apa minerală. O doză de suc, merge rău de tot. Foarte bine, dar bine. Bineînțeles, mănânc de 5 zile. Sarmale, adică deja știu cum sunt. Bă, scuzați-mă dacă fac poftă, dar despre asta e clipul. Foarte bine. Doamne, ce mă gândesc eu? Oare alte naționalități, ei știu că ei nu au gustat niciodată sarmale și gen, nici nu o să guste probabil? Da, nu știu. Gen americanii care au super așa mâncarea... Doamne, iar face sandwich în orice. Sandwich cu sarmale. Bă, nu faceți mă voi sandwich în orice, pentru că trebuie să iau gura perfectă și cu pâine și cu sarma. Și cu... Sunt în al nouălea cer. N-am mâncat eu toată ziua, dar și acum... Foarte bun. Dacă într-adevăr poate să-mi confirme cineva care a fost la penitenciar, Doamne ferește, și a prins Crăciunul, că este real ce s-a zis acolo și chiar am mâncat asta, mi se pare că e o tratare regească. Încă un sandwich cu sarma și pe a trece în cozonac, da? A pregătit și cina mama, special când scrie acolo, o să urmez imediat. Dar să terminăm prânzul. Oricum, un meniu hipercaloric acolo, ca să te îngrași la pârnaie. Bă, scuzați că mai zic pușcărie, pârnaie, nu vreau să... Am disrespect pentru nimeni, dar, na, e limbajul uzual. Nu cred că se supără nimeni. Partea cea mai bună am dat prima. Vezi că noi am mai lăsat mâncare și asta. Crezi că ei, după meniul normal în ziua de Crăciun, mai lasă ceva pe platou, pe farfurie? Nu, cred că da, absolut stai nimeni. Un pic că ei nu cred că au 10 sarmale de om. Cred că nu mai pot să mănânc cozonac acum. Astea nu se pierd, să știți. Pe la jumătatea lui ianuarie mai mâncăm sarmale, să ziceți. Nu, n-ai cum, sincer. Ce lipsește din meniul ăsta, dar n-am fost specificat, mămăliguța. Dacă mai aveam și da, aia s-a terminat. Foarte bun și cozonacul, nu știu de unde. Exagerez. Este bun. Am trăit și cozonac mai bun. Nu este proaspăt, dar e bun. Asta nu e făcut de mama, nu știu de unde e, dar are stafide și eu nu suport stafidele. Păi nu le mănânci. Aș putea să trăiesc. Foarte bine să nu fi existat niciodată stafide gen. Poate mai fericit decât stauma. Nu supun stafide. Stafide, mărar și mai ce? Alt taboș. Nu că ai vin gândit. Bă, nici nu mănânc alt taboș, dar... Bă, mi-e vins vomit de la miros. Nu suport cine a inventat ca alt taboșul. Căci că... Deci de câte ori nu vi s-a întâmplat să vă zic că părinții... Gustă ca altaboș, că e același lucru ca sarmale. Nu! Pentru toți părinții din România nu se ia același lucru ca sarmale. N-ai cum să zici că e același lucru ca sarmale. Nu se compara. Că nu e. Bun, și acum avem cina pe care vă las pe ecran și citez. Piure de cartofi cu friptură de porc sau de pui legat la cuptor, la care se adaugă o salată și un măr. Din nou, la alegerea fiecăruia va ține cont de confesiunea religioasă sau regimul alimentar. O, ai voie să ai regim în penitenciar? Mă rog, hai să vedem, eu nu prea sunt fan porc, dar sunt fan salată de varzacră, nu știu de ce. Și eu.
Cred că băgăm de asta. Da. Mamă. Dar de ce ai început de la jumate? Băi, nu facem risip, avem o singură farfurie. Noi aveam pregătit mai multă mâncare, dar e urât să începi 3 farfurii, 2, 3 farfurii să nu le termine, așa că măcar... Pe lângă asta nu mai putem să mai mâncăm. Păi de asta zic, dacă ne era foame, aduceam câte 2, dar n-are rost să facem risipă. Dar vrem să respectăm un tocmai meniul, să mâncăm tot. Bun, dar aș prefera niște cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți? Mm. Nu se mănâncă pe de Crăciun. De ce par mai înaltă în primarea mea? Nu pot să înțeleg niciodată. Eu stau chiar așa? Da. Faci cocoașă, bebeți. Păi ieșim din cameră dacă... Așa. Hai să luăm și noi cina. Băi, v-am zis, mi se pare un pic emoționant vlogul ăsta. Că vă dați seama, se combină ceva foarte trist cu Crăciunul, care e o bucurie, o sărbătoare. Și, na, vă dați seama că oamenii aia din penitenciare nu sunt fericiți, nu... Așa, la masa asta, chiar dacă e un tratament special. Da, bebe, da. Așa. Trebuie să fim și corecți. Așa. Nu sunt fericiți pentru că au făcut ceva rău. Adică... Da, bebe, dar să nu judecăm pe nimeni. Nu judecăm, doar că trebuie să fim corecți în viață. Da, așa e. Dacă nu ar exista închisoare, toată lumea ar face rău. Și eu? Da. Ce rău pot fac eu? Să nu scanez punga la coșan? De ce o faci asta? Eu sau tu? Ia! Nu scanează punga de 10 bani, dar nu mereu, că nu o las eu. Mi-e frică. Ea îi place să trăiască periculos, să tragă punga pe dreapta. Acum ne luăm un bloc în coșan. Da. Dacă vine cineva de la... Ușana acum și ne cere bani pentru toate pungile pe care nu le-am scanat. Tu îți dai seama cât am avea de plată? Pepe, nu zice așa că eu mereu le plătesc, eu le scanez și pe alea. Păi, foarte bună și da. Oare se potrivește cu Crăciunul? Da. Pireu? Păi, ce altceva? Ce garnitură? Da, salata asta de varză. Mm-hmm. Nu scrie acolo ce salată, dar eu m-am gândit ca asta, nu? Salată de varză acră, mi se pare asta că se mănâncă cu porc, doar nu făceam salată de roșii, da, de vară. Da. Dar chiar și murături. Mhm. Nu știu, conopii de ardei. Eu cred că pentru ei fac chestii care se fac industrial, cantitate mai mare, gen salată, toși multă, piure, faci mult, știi? Dar nu înțeleg care treabă cu morul în toate astea. O să gust și în ăsta, pentru vlog. Un desert, bebe. Cred că ei mai aveau niște cozonac. Mă, îmi dai și pe masă, îi mâncăm de pe masă. Ce rău dat pe masă? Curăciu după aia. Hai că mai am un pic și gata. Bă, aia chiar e bună. Dar să zici sincer, crezi că le dă ceva de șprițuială? Nu? Nu știu să zic. Cred că nu. Ce-ai? A, ce-ai, dragă, ce am eu? Un șpriț mic, nu? Un vinuț fiert? Păi asta zic. Nu cred, dar nu cred că... N-am intrat chiar așa în detaliu, dar am citit niște informații extra că pe lângă toate astea au voie și pachete speciale de Crăciun până la 10 kg. Pachete speciale? Nu se pune pe vlog asta, ținește. Nu contează. Hai să ne revenim, de parcă nu s-a întâmplat. Da, pachete speciale. Cu mâncare sau cu ce? Am scăpat văzute aici. Pachete, da, cu mâncare. Scrie acolo reguli, mâncare neperisabilă, etc. verificată, să nu le bage vreun șpriț, vreo... Auzi, și au voie extra până la 6 kg de legume și fructe, în afară de lămâi. De ce? Nu știu, explicați-mi voi, vă rog eu. Legume și fructe, orice în afară de lămâi. Nu, poate pentru că se gândesc că poate să stoarcă lămâi așa. La asta mă gândeam eu, să-mi proști un pic, să o răbești pe cineva, nu? Să ce? Sunt proști. Ce înseamnă asta? Adică... Bebe! Să apeși pe aia, să faci squeeze, gen. Cum se zice? Am proșcat, squeeze. Nu? Bebe, nu dar știu nu ce... cred că, dacă nu... Nu cred că ăsta e motivul real. Am o bebe! Ce, e scârbos? Da! Deci, tocmai am râgâit puțin în interior și... Ma! Urăsc cum faci asta. Da, foarte scârbos, e ceva normal, bebe. Și hai să trecem la măr.
Eu să mai mănânc puțin din asta, că nu vreau mărunt. Mănâncă pe bebe, eu sunt full, deci dacă calculăm câte calorii au fost aici, foarte mult. Un tratament regest. Doamne, urăsc când lași așa amprente pe chestii. M-a luat cu frizoane, nu știu. Frezoane. Nu știu ce. Hai să gustăm și din măr. Bun, n-am mai mâncat măr roșu, nu știu cum. Bebe, dacă stăm să calculăm un pic, cred că ai mâncat mai mult decât mine. Mereu mănânc mai mult ca tine. Exagerat. Să rămâna pentru masă. Să rămâna pentru masă, doamne, nu știu, mi s-a părut un vlog șmecher, nu știu de ce, mi se pare interesantă ideea să vezi, să experimentezi exact ce mănâncă deținuții de Crăciun. Mai ales când ești mor de foame. Cine mor de foame, eu? Amândoi am fost. Eu am fost rău de tot, chiar mi-a fost rău la sală pentru că n-am mâncat. Cam ăsta a fost vlogul. Lăsați un comentariu dacă vreți să mai facem vloguri legate de tematica pușcărie, tencear, cum vreți voi să ziceți. Pârnaie. Da, ceva Prison Break, temă Prison Break, ar fi mișto, o să mă gândesc la ideea asta. Nu uitați să dați și mie cadou până ieșiți, acum trebuie să-l dați subscribe-ul și un like, un comentariu, share, restul la alegerea voastră, dați să dați subscribe. Nu uitați să ne dați și eu câte un follow pe Instagram și cam asta a fost pentru astăzi. Pa, pa! Pa!